Bună ziua și bine ne-am regăsit în emisiunea Știința Sacră. Sunt Marius Vornicescu, gazda dumneavoastră, și astăzi îl avem invitat iar pe Eduard Urse, bine ai revenit în emisiunea noastră. Bine v-am regăsit. Eduard este terapeut holistic și subiectul pe care noi o să-l abordăm astăzi este despre atașament. Da. Acum, faptul că tu ești terapeut, din toată experiența ta, cum crezi că influențează în bine sau în rău atașamentele de orice fel, de orice, pe orice plan, starea de sănătate umană? Influențează foarte mult atașamentele și am putea să le luăm așa pe rând. Atașamentul de suferință, spre exemplu. Da? Mintea este atașată de suferința respectivă, o suferință, oricare ar fi. Și mintea este atașată de suferința respectivă și stă, rămâne tot timpul în starea de... De aici apare afecțiunea. Știi, momentul în care mintea... Ca să dăm un exemplu, suferința din iubire, da? În momentul în care se formează cuplu și există relația, da, mintea se atașează de toate stările de bine pe care le are persoana respectivă în relație cu femeia, da? Dăm un exemplu bărbatului și formează niște atașamente legate de povestea respectivă. În momentul în care se produce despărțirea, da, și persoanele nu mai sunt împreună, mintea, pentru că a legat un cordon la nivel subtil legat de atașamentul față de persoana cu care nu mai este, începe, are suferință. Da? Adică, spre exemplu, să dăm un exemplu, mă simțeam extraordinar de bine când o luam în brațe pe iubita mea, sau mă simțeam extraordinar de bine când ne plimbam în parc, sau când făceam de mâncare, sau orice altceva. Și vezi tu că în momentul în care, că una este să gândești lucrul respectiv, că te-ai atașat de el, de chestia respectivă, și asta, alta este să și vorbești. În momentul în care și spui iubita mea, mă simt extraordinar de tine, de bine cu tine astăzi, sau lângă tine sunt cel mai frumos bărbat, sau lângă tine sunt extraordinar de bun. Toate chestiile astea, în momentul în care le și vorbești, creează atașament, râzi. Așa e. Da? Așa și în momentul în care despărțirea se provoacă, apare suferința, dar de fapt este suferința minții. Nu o să mai fiu niciodată cum eram când eram cu ea. Nu o să mai fiu niciodată la fel de frumos cum eram când eram cu ea, și tot așa. Și lucrurile pot continua. Și de la... Pentru că nu uităm să mai trăim viața, da? Și stăm tot timpul în trecut cum ar veni, da? Uităm să mai trăim viața, apar afecțiunile astea. Da? Și mintea va sta tot timpul concentrat acolo. Cel puțin așa le conștientizeze. De ce ar vrea cineva să fie atașat de stările de suferință și nu de stările frumoase trăite împreună, pentru în acel cuplu? Da. Bună întrebare. Este o foarte bună practic, întrebare. Practic, într-un an de zile, să spunem că oamenii au avut și părți frumoase. Și parte... Părți frumoase și părți mai... Dar vezi tu că în momentul în care apare despărțirea, este atașamentul și de părțile bune și de părțile nasole, indiferent pe care le alege, tot suferință, știi? Uh-huh. Pentru că dacă te gândești ca și bărbat, da? Mamă, am fost cu ea într-o vacanță de 2 săptămâni, este o parte frumoasă, uh-huh, și s-a întâmplat în vacanța aia. Dar tot suferință provoacă, pentru că mintea a rămas atașată. Când o să se mai întâmple vreodată așa ceva? Ia uite cât de bine m-am simțit. Mă simt gol pe dinăuntru acum. Mă simt într-un anumit fel. Fie că e partea nasoală și ți-aduce aminte, stai mă nene, că m-am certat cu ea, mi-a făcut capul calendarul 2 zile, parcă până la urmă e bine că ne-am despărțit într-un fel, știi? Și până la urmă iar vine cu suferința și apare. Aole, dar totuși, așa cum era ea nebună și asta mi-e dor de ea și aș vrea să rămân împreună. Și de aici tot felul de scenarii, de filme, de scenete, după cum bine știi. Și atașamentul rămâne în continuare. Chiar aveam o discuție înainte să mă întâlnesc cu tine. Vorbeam cu cineva la telefon și exact lucrul ăsta explicam legat de atașament. Zice, da, dar eu aș vrea să fiu altfel, dar nu pot. Zic, de ce nu poți? Păi cred că nu o să reușesc. Zic, da, dar măcar încercă. Și am zis, da, este o experiență, era vorba de atașamentul față de o persoană care a murit, da? Uh-huh. De o pierdere.
sufletească. Acolo chiar nu ai ce să mai da, aduci înapoi. Acolo, da, nu ai ce să mai aduci dacă înapoi. Dacă omul mai trăiește, mai da, ai o spală. Și eu am trecut prin asta cu tata, legată și înțeleg. Este vorba de mamă. Uh-huh. Și eu înțeleg foarte bine că toată familia am trecut prin aspectele astea și după 35 de ani de căsătorie este... N-ai cum să, adică nu poți să, nimeni, i-am explicat, băi, nimeni nu poate să-ți ia ceea ce tu ai experimentat cu el toată viața. Faptul că suntem noi, rodul iubirii voastre, trei copii și toate astea, nimeni nu se poate să-ți ia niciodată. I-am zis ceea ce pot să spun, să înțelegi, este că în fiecare an, vezi, apropo de atașamente, facem sărbătorile într-un anumit fel, știi? Că tot vin acum sărbătorile de iarnă, da? Și cu partenerul, cu partenera, sunt cu familia, asta anumite ritualuri pe care le facem, mergem la țară, tăiem porcul, venim acasă, împodobim bradul, o grămadă de chestii. În momentul în care persoana de lângă noi nu mai este, apare suferință. Inevitabil. Și este o suferință care, la un moment dat, ar trebui să fie, să o tranșezi, știi? Să o aduci în recunoștință. Să fii recunoscător pentru lucrurile care s-au întâmplat atunci, în momentul ăla, ca să poți să-ți aline suferința aia. Știi că de multe ori ne dăm seama despre oamenii de lângă noi când nu mai sunt, fie că ne-am despărțit, fie că au plecat din planul ăsta fizic și la un moment dat ne dăm seama că nu le-am fost îndeajuns de recunoscători pentru ceea ce au făcut pentru noi în momentul în care eram acolo în povestea aia. Și în momentul în care nu mai este, apare suferința asta și te gândești, zice, mamă, dacă i-aș fi fost eu recunoscător atunci când am primit nu știu ce cadou de la ea și pe mine nu m-a interesat și eram cu gândul în altă parte sau chestii din astea, apare regretul ăla, că de ce nu atunci în momentul ăla i-am fost recunoscător și am fost recunoscător după nu știu câți ani când ea nu mai era acolo și oricum lucrurile erau deja trecute, cum ar veni. Multă lume își pune întrebarea asta și vin și la cabinet și spune, zice, dar de ce nu am fost recunoscător în momentul ăla? Nu nevasta mea că a făcut pentru mine ce a făcut. Acum am pierdut-o. Ce nu este cu altcineva. De ce nu am fost recunoscător când trebuie? Și de multe ori nu știu ce răspuns să le dau, știi? Pentru că este ușor să din exterior să te uiți și eventual doar să-ți dai cu o părere. Știi? Că nu poți să-i spui omule, băi, trebuie să faci în felul ăsta, pentru că n-ai fost în papucii lui, cum s-ar spune. N-ai trecut prin experiența aia și ce poți face ca și terapeut este să ai compasiune față de omul respectiv, să-l asculți, să-l înțelegi și să spui o mică viziune, cum ar veni, da? Acum crezi tu că ar trebui să stea lucrurile, dar niciun caz n-ai să-i dai rezultatul, da, domnule, fă așa, că n-ai trecut pe acolo și nu știi sentimentele pe care le au oamenii respectivi. Știi? Crezi că sunt... cum vezi atașamentul față de bani? Atașamentul față de bani? Da. Aici, bună întrebare. Ai pus punctul pe aici, la atașamentul față de bani. În primul rând, cred că... am mai discutat parcă emisiunea trecută, acum una sau două, cu tine, legată de treaba cu banii. Și cu de asta este că este cu un concept greșit de a fi atașat de ceva, indiferent de orice. Știi, pentru că până la urmă banii sunt un instrument, nu sunt o necesitate în sine. Până la urmă o bagnotă, dacă o ai în buzunar, indiferent de ce valoare, dacă nu te duci la un magazin să o folosești, o ții în buzunar și tot o amărâtă de hârtie rămâne. Atașamentul ăsta este din frica de că merit, că nu merit ceea ce am și țin de banii ăștia, așa că oricum viața asta este grea și banii oricum îmi vin foarte greu și se rămân atașat, îi pun deoparte acolo. Eu dacă îi pui deoparte, niciodată nu. Da, îi poți investi, uh-huh. Este cu totul altceva. Atașamentul față de bani este 90% sunt 90% din problemele care sunt acum în ziua de astăzi. Uite-te în perioada asta acum în jur, la milioanele de cumpărături și prin supermarketuri și peste tot și site-uri și toate alea, totul full. Care până la urmă nu au nicio treabă cu sărbătoarea Crăciunului. Exact, da. În esență. Știu că pare așa și că ne-am obișnuit și ne-am crescut într-o societate, noi, cel puțin generațiile mai 20, 30, 40 de ani, am crescut într-o societate în care de Crăciun tot timpul cu brad, cu magazinele pline de mâncare, de cadouri, de toate nebunile. Dar până la urmă, vorba acelui banc în care soția își întreabă soțul
ce o să-i cumpere de Crăciun și el a zis nimic. Păi cum nimic? Nu mi-ai nimic de Crăciun? Nu ți-am nimic de Crăciun. Și în primul rând, de Crăciun sărbătorim ziua lui Iisus, nu e ziua ta. Corect. Ziua ta e în aprilie. Și asta și m-am gândit că cam așa este. Am ajuns să ne atașăm de uneori de niște tradiții care nici măcar nu este o sărbătoare 100% creștină, Crăciunul. Dar trecând peste asta... Uite, atașamentul față de sărbătoarea Crăciunului. Tot un atașament este la nivel... Da. La nivel global, am putea spune, mă rog, nu în toate țările se sărbătorește Crăciunul. Da, Europa, America. Da, uite la noi, în România. Da? Atașamentul față de toate tradițiile astea. Astea sunt niște tradiții bune. Dar tot un atașament este față de asta. De ce n-am sărbători, de ce nu le-am face cadou și în timpul anului? Uh-huh. Nu neapărat la ziua de naștere, nu? Nu știu. Pur și simplu simt să-i cumpăr soției mele ceva, să-i fac un cadou. În orice zi, nu contează când. Deci trebuie să fie neapărat de Crăciun și trebuie să fie neapărat de ziua ei sau de când sărbătorim, de când suntem împreună sau de Sfântul Valentin sau de Dragobete sau... Vezi, chestiile astea tot de atașamente, pentru că sunt niște... Și condiționări. Exact, niște condiționări, da. Ca și cu banii, da. Atașamentul față de bani este o condiționare pe care fie am moștenit-o din familie și de multe ori așa se întâmplă. Da? Din familie în care părinții noștri s-au chinuit pe bune. Da, da, da. Au muncit foarte mult pentru ceea ce au avut și alea și este o chestie inoculată. Că vezi că părinții tăi trag atâta și nu ajung la rezultatele la care... ar fi trebuit să ajungă, mă rog, în viziunea ta ca și om și eu ieși pe asta, trebuie să muncesc toată viața și nu o să mă aleg cu nimic. Lasă să iau banii să-i pun deoparte, că dacă îi pun deoparte acolo, e frica aia că dacă se termină banii, ce fac? Uh-huh. Nu este abundență și prosperitate. Și abundența și prosperitatea o putem experimenta ieșind din atașament și făcând cu recunoștință. Nu? Sunt recunoscător pentru abundența și prosperitatea din viața mea. Primesc în viața mea abundență și prosperitate din toate părțile. La fel, mantră. În așa fel încât mintea să nu stea atașată de faptul că nu există fizic banii, aia te-am culat de bani, luat și băgat în sertar, să fie acolo doar că îmi dă mie o stare de bine. La un moment dat oricum îi voi cheltui. Uh-huh. Sau cum e, nu țineam banii lichizii în mână, o să am card. Că dacă am card, nu cheltui. Bă, pe bune, toate supermarketurile și magazinele astea mici au POS. Așa facem la un moment dat. Nu o să scot banii cash, că o să-i cheltui, o să am card. E, ce să vezi, cu cardul mai repede decât cash-ul, știi? Deci atașamentul față de bani este bun. Este o experiență până la un anumit punct. Atașamentele, în general, față de orice nu sunt bune. Că nu ne lasă în starea noastră de a fi. Și în momentul în care... Știi care este chestia foarte interesantă? Apropo de asta? În momentul în care începi să te trezești spiritual, în momentul în care începi să ai niște meditații foarte profunde și începi să experimentezi starea de prezență aici și acum, pe măsură ce experimentezi treaba asta, mintea va căuta să te lege de atașamente, indiferent care ar fi ele, faptul de atașamentul față de soție. Dacă ai rezolvat-o pe asta și te întorci în starea de prezență, îți vine atașamentul față de bani. Iarăși niște experiențe acolo în care începi să te încurci, să te ala, aoleu, dar ce fac, dar de unde vin, dar cum vin. O rezolvi și pe aia, este atașamentul față de părinți sau orice altceva. Pe măsură ce stai în detașare față de atașamente, ele îți vin altele. Știi? Culmea, că îți vin altele. Tocmai că mintea caută să te scoată din starea aia de zen, de a fi în momentul prezent, pentru că ea simte că își pierde controlul. Știi? Tot în momentul în care stăm în starea de prezență, toate atașamentele le vedem ca și din starea de observator. Știi? Sunt observator în toate atașamentele pe care le am. Știi? Atașamentul că sunt soț, că sunt tată, că sunt fiu, că sunt șef la muncă, orice. Sunt experiențe care au atașamente. De fapt, asta sunt. Asta experimentăm. Atașamentul în rolul respectiv. Știi? Fiind în starea de prezență, în rolul de observatori, îți observi atașamentele, dar nu ești stai în detașare. Și detașarea asta a fost la un moment dat greșit explicată, pentru că se înțelegea că detașarea înseamnă că... Nu pasă. Da, că nu-mi pasă, știi? Adică, da, nu mai vorbesc cu... Noi suntem prieteni și nu mai vorbim două luni de zile, pur și simplu că nu-mi pasă mie să mai vorbesc. Aia nu e detașare. Știi? Detașarea este că mai vorbim, mai alea ne întâlnim, hai să mergem să... Știi? O prietenie din asta, asta e detașarea. Și detașarea legată de orice, nu neapărat de treaba asta. Detașarea.
Da? Atașamente, detașare. Atașamente, detașare. Între atașament și detașare este starea de mijloc, starea de prezență. Știi? Adică, cel puțin așa o percep eu. Sunt în starea asta de aici, vreau să mă duc, dar nu mă duc în atașament, că nu o să-mi fie bine, o să mă duc în detașare. Și tot din detașare o să observ lucrurile. Este foarte greu, știi, că de explicat, este foarte greu de experimentat toate lucrurile astea, adică ele luate ușor. Par ușoare. Par ușoare ca și definiția, în momentul în care le povestim acum și telespectatorii se uită la emisiune. Și la nivel de concept pare ușor, dar în momentul în care încep să le experimentez nu mai pare atât de ușor. Non-atașament înseamnă sărăcie? Non-atașament, dacă înseamnă sărăcie, nu. Că am vorbit despre atașament. Da. Ok, nu... Am înțeles, nu e bun nici ăla de iubită, de bani, de da. Funcție, de scaun, de... Da. Deci ne ducem în zona de non-atașament. Da. Non-atașamentul ar fi un sinonim cu starea de prezență și că lucrurile îți vin în stare naturală. Ca și dorința. De fapt, dorința, când îți apare? Non-dorință. Hai că să dăm un exemplu, da? Momentul în care eu, să dăm un exemplu elocvent, iubirea, da? Atașamentul de iubire față de persoana de lângă tine, da? Fie soție, iubită, indiferent cine ar fi. Vorbim pe partea de iubire în relație. Cu cât voi căuta mai mult să-i arăt, să mă duc acolo, să cerșesc, practic, este o cerșeală asta. Ia-mă în brațe, sărută-mă, pupă-mă, am nevoie de tine, cu cât voi face lucrul ăla, cu atâta pentru celălalt, pentru partenera mea sau pentru partener, indiferent ce ar fi, va fi o chestie de repulsie, știi? Ia o tarbă și pe ăsta vine, știi? Pentru că este o stare a minții. De ce? Pentru că persoana e de lângă, persoana iubită, îi dă o stare de siguranță în momentul în care faci gestul ăsta și un pic o chestie de superioritate, știi? Te are cu ceva la mâine, o cedare de putere, dacă vrei. Știi? Și în momentul în care faci lucrul ăsta, tot în starea partenera, tot din starea de minte face lucrul ăsta, că dacă ar fi în starea de prezență și de asta, nu s-ar întâmpla lucrurile astea. Și ia uite-l mă și pe ăsta, iar venim cu cerșeala la mine. Poate nu-ți spune în față, ai norocul și nu-ți spune în față, dar poate o gândește. Apropo de nu, și ia să îmi exprim iubirea, eu să mă iubesc pe mine într-atât de mult și să mă respect, să știu cine sunt cu adevărat și să stau în poziția asta mea aici. Da? Pentru parteneri ce trebuie să însemne treaba asta? Ea să-și dea seama, da? Și noi să ne dăm seama că iubirea asta se manifestă și fără să fim atașați unul de celălalt. Și că eu, dacă am iubire față de oamenii din jur, mi-o manifest în momentul în care cel de lângă mine o cere, își dorește treaba asta. În rest, stau în banca mea aici, știi? Ca să nu te duci undeva în jos. Pentru că se speculează foarte mult treaba asta în relație. Fie că este bărbat, fie că este femeie. Dacă celălalt te simte că, iubirea ta față de ea sau față de el este la un nivel mai înalt, adică o iubești mai mult decât te iubește el pe tine și te simte, va specula asta. Nu în toate relațiile, nu, dar sunt în care se vor juca cu sentimentul ăsta al tău. Pentru că, practic, este o cedare de putere. Corect sau nu? Eu așa o văd, o cedare de putere. În momentul în care îi arăt celuilalt, îmi exprim iubirea față de celălalt, el o ia ca pe ceva normal, face asta că na, mă iubește și lasă-l acolo să fie. E o cedere de putere. Și că întreb ceva pe care eu deja îl știu, una este să fie o confirmare, să te întrebi, Marius, uite, am avut o experiență legată de o terapie, de ceva, uite, eu o văd așa, tu cum o vezi? Aia este o părere de-a ta. Dar alta este să vin la tine să zic, băi, Marius, uite, te știu ce caz am aici, băi, nu știu ce să fac, zi-mi tu ce să fac aici, că chiar nu știu. Nu că mi-am prins urechea, e frica aia de nu știu ce, rezolvă tu. Aici este cedere de putere, nu că eu n-aș putea, deci din frica mea că lucrul ăla nu l-aș face. Într-un fel la lumea. Deci cam asta este diferența între a cere o părere legată de ceva și a-și ceda putere. În orice aspect. Și în iubire. Lucrurile trebuie să fie undeva acolo. Undeva la mijloc. Dar, bine, cuplurile și poveștile care sunt foarte bine împământenite, știi foarte bine. Și astea nu trec prin experiențele astea, dar sunt foarte multe care trec prin experiențele astea, știi? Lasă-l pe ăla așa că e bine, l-am la mână cu ceva, știi? Îl simt mai slab. Este cedare de putere și ție că cel care cedezi puterea legată de treaba asta nu ți-aș vede decât suferință, pentru că vei sta tot timpul să primești ceva. Dăm ca să mă simt eu într-un anumit fel și cu cât vei încerca mai mult, cu atâta nu vei primi.
asta făcusem o paranteză legată la treaba cu ce vorbeam de bani și de asta. E o iubire unidirecțională în cazuri de genul ăsta. Exact, da. Dacă ar fi bidirecțională, atunci toată lumea, nici măcar gândul n-ar mai exista că mi-a cedat puterea să o alam cu ceva la mână. Da, da, da. Foarte bine, bine că mă iubește. Stai, da, să construim de aici. Corect, da, 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 da. Iar la treaba, venim la treaba cu banii, atașamentul față de bani. Dar trebuie să fie un atașament. Uite, la bursă, spre exemplu, știi de ce unii câștigă și alții nu câștigă, nu? Pentru că cei care sunt atașați de bani, le este frică să le dea drumul la bani să circule, să duci și investesc, investesc din prisma fricii și din prisma faptului că nu au bani, știi? Vezi că nu are logică, adică cum aș putea să mă duc să investesc din prisma faptului că eu nu am bani, știi? E ca și cum te, una este să te duci la bancă să spui, băi, am 1000 de lei și mă duc peste un an de zile să iau 1100. Bine, cu toate taxele și astea, apropo de asta, să facem o glumă. Mă rog, este un adevăr, o cunoștință de-a mea, am pus la deoparte 10.000 de lei. După un an de zile a luat 9.700. Cum fost comisioane și vorbesc serios. Comisioane și taxe. Aia nu e investiție. N-ai cum să te lași mai mult, să dai mai puțin. E, la bursa asta se întâmplă. Sunt oamenii care investesc din detașare, da? Adică vin cu o sumă respectivă de bani, de ei vin să investească, nu vin din prisma omului care nu are. Da? Sunt relaxați. Exact. Sunt atașați. Da, sunt relaxați. Da. Sunt relaxați, îi pun acolo. Și ce să vezi, întotdeauna le iese. Nu sunt atașați de rezultatul final. Ăla care vine cu frică, și gândește-te că sunt, știi foarte bine că bursa de la New York și alea unde se pierd, poți să pierzi miliarde instant. Uh-huh. În 30 de secunde pierduseră un mare miliardar, 7 miliarde, că scăzuseră cu nu știu cât la sută acțiunile firmei respective. Iar la sutele de miliarde, 7 miliarde sunt restul de la cafea la noi. Adică despre ce vorbim? Cam așa sunt. Tot ce ținem de el și este în atașament, indiferent ce experiență am avea, cu cât ții mai mult de aia să o ai, cu atâta nu vei avea. Și cu atâta vei fi în suferință și cu atâta, în momentul în care nu vei mai experimenta, nu vei mai avea experiența respectivă, dacă și cu banii. Te-ai dus cu banii la bursă să investești, ai pierdut, vei sta într-o suferință legată de treaba asta, că ai fi putut să câștigi, da, dar n-ai făcut ce trebuia. Tot un atașament al minții este. Și lucrurile pot continua. Toate sunt, dacă toate lucrurile le-am face în detașare, universal valabil pentru toată lumea, nici mie nu-mi iese, adică să nu-și imagineze cineva acum că rezultă la televizor, mamă, Edward sau oricare ar fi, toate le face. Nu, sunt experiențe și eu mă lovesc de ele zi de zi. Este bine că discutăm și ne împărtășim experiențele în așa fel încât fiecare împarte, eu iau de la experiența de la tine, tu iei de la mine, în așa fel încât să ne fie bine tuturor, învățăm unul de la celălalt. Că n-are nimeni nicio formulă magică legată de asta. Uh-huh. De, cum să stai în detașare? Stai în detașare totală legată de orice, te duci în munți, da? În non-atașament, tot aia e, dacă stăm să ne gândim, da? Este... N-avem cum. Există și în yoga un... celebrul decalog Yama și Niyama, una dintre regulile de bază este non-atașamentul. Și oricum e un subiect pe larg dezbătut și în budism și în creștinism și s-a scris atât de mult pentru că mari învățați, indiferent de religie, au ajuns la concluzia că atașamentul față de lucrurile trecătoare și atașamentul față de ele duce în timp la suferință. Da, și în cazul pierderilor și în cazul înmulțirilor. Atunci te ține departe de starea de normalitate, de fericire, de împlinire, de evoluție. Dar vom continua după o scurtă pauză publicitară. Device-ul acesta Torsor original, să știți că funcționează pentru ochi, că am o degenerascență maculară și de când îl pun aici, în frunte, îl leg și dorm așa cu el până dimineața. Și eu n-am mai luat medicamente pentru ochi. Pentru noi, Torsorul a fost de ajutor în probleme de nevroze, nervi, deci stare. Ne-a calmat, să zic așa, ne-a liniștit somnul, ne-a muscular. Poate și în privința, da, cu inima, cu tensiunea,
am observat îmbunătățiri. Am redus destul de mult din medicația alopată. Folosind torserul, mi s-a ameliorat durerile, cel puțin la coloană, pe care așa, și glicemia mi-a scăzut destul de mult, somnul mi s-a îmbunătățit foarte mult, e ca un somnifer acest torser, l-așez cu partea pe care scrie torser către piele. De obicei îl țin la spate, la coloană, acolo am probleme mai deosebite. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și... Știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. Portă timpul la mine și noaptea îl pun sub pernă. Nu mă mai pot despărți de el. Înainte făceam foarte mari crize noaptea de inimă. Trebuia să plec la spital. E, acum, adică n-am torserul, n-am mai fost la urgență, niciodată. Deci eu vă sfătuiesc pentru orice problemă de acest tip. Un torser este un bun la casa omului. Am revenit în emisiune cu Eduard. Vorbeam înainte de pauză de acest non-atașament față de planul material, dezvoltat foarte mult în ultimii 2000 de ani, de mari învățați din Europa, apoi din sfera creștină, apoi în Asia, în zona indo-tibetană. Foarte mult s-a pus accentul pe acest non-atașament. Faptul că mari învățați ai lumii, mari sfinți, mari maestri, care pe vremuri aveau și rol de lideri, influencer, cum sunt acum numiți, marea majoritate erau cu statut de călugăr. Erau foarte puțini care erau căsătoriți. Marea majoritate proveneau din mănăstiri, își duceau viața în mănăstiri sau în asceză și mai coborau pe la oraș și mai vorbeau oamenilor. Atunci, bineînțeles că pentru ei ce folos era unui călugăr care a depus jurământ de sărăcie de la început, ce folos avea, nu putea să-și etaleze bogățiile, pentru că erau contradicție cu doctrina. Acest jurământ de sărăcie este făcut nu doar în creștinism, ci în toate marile religii. Pusnicii cu atât mai mult n-aveau nevoie, sărăcie și mai mare acolo. Și oameni care au devenit modele și inspirație pentru marea majoritate și erau priviți așa cu aureolă și de oamenii de oamenii de rând, care nu aspirau nici cu gândul la sfințenia manifestată de oamenii ăștia. Acum, în timp, e un fenomen pe care l-am observat, de unde frica asta de a avea. E un paradox în vremurile noastre, dar în lumea spirituală sau religioasă sau pseudo-spirituală, că ce se manifestă acum în stânga și în dreapta, am întâlnit foarte multă lume avută, cu bani, care în momentul în care, în urma unor suferințe, căutând în stânga și în dreapta o soluție, au ajuns cum necum tot în zona asta a spiritualității sau a religiei, au intrat atât de adânc în aceste concepte, încât și-au dat seama că singurul obstacol în calea fericirii lor era, într-adevăr, banul, posesiunile materiale, atașamentul de casă, de mașină, de funcții, de joburi, de firme, de tot. Atașamentul față de celebritate. E greu să-i spui unui om care are milioane de urmăritori pe Instagram, Facebook sau YouTube și câștigă milioane de euro din toată povestea asta, din celebritate, știi, dacă tu cu adevărat vrei să te mântuiești sau vrei să atingi luminarea, trebuie să devii un no-name. Aoleu, e un șoc. Nu e duș rece, e
îi duci la nivel de ADN ăsta, adică îi scuturi bine de tot. Și foarte multă lume, dorind această liniște interioară, ajunge să își doneze, și sunt în istorie cazuri foarte, foarte multe, literatura de specialitate plină, dar și în lumea modernă, oameni care au renunțat la milioane de euro, retrăgându-se prin păduri, prin pustietăți, ca să-și cerească viața așa. Ce am văzut eu în toată povestea asta este că oamenii asociază prin prisma acestor învățați, indiferent de religie, sărăcia egal evoluție spirituală. Atașamentul față de planul material te ține departe de îndumnezeire și alte evoluții. Și atunci, cum vezi tu toată povestea? Fals. Concepte înțelese greșit. N-are nicio legătură faptul că poți ajunge la desăvârșire sau la iluminare sau la orice vrei tu din punct de vedere spiritual legat de treaba asta. Poți fi milionar, miliardar, da? Și să nu ai atașamente față de banii ăștia, de chestiile astea, și pur și simplu să ai angajați, să ai oameni care se ocupe de treaba asta, și tu poți foarte bine să te duci să înrișichezi, să-ți cumperi, să stai închirie într-o cămăruță din aia, să-ți experimentezi tu experiența pe care o ai, n-are nicio treabă una cu alta. Chiar am prieteni care din România, foarte bogați, foarte, foarte bogați, care au avut această experiență chiar în Rishikesh. După o săptămână de stat în New Delhi și cheltuit 10.000 de euro, au vrut să aibă experiența unui ashram de yoga și s-au dus cu toată gașca. O săptămână au stat într-un ashram din Rishikesh, unde erau treziți la 5 dimineața, ei nefiind obișnuiți cu... veneau de la condiții de 5 stele. Pentru cine nu știe de acasă și ne urmărește, un ashram este un loc unde se practică preponderent yoga, dar nu neapărat. E cum sunt la noi mănăstirile, un loc de retragere unde se adună practicanții acelei discipline în retragere și abstinență, în posturi drastice uneori, și stau să practice doctrina acelei școli. În cazul de față, yoga. Și Rishikesh fiind recunoscut și supranumit capitala mondială a yogei. Și acești oameni mă amuzau când îmi povesteau, pentru că mi-imaginam oameni cu bani, cu foarte mulți bani, după o săptămână de cheltuit, repet, 10.000 de euro, zic, cu bani ăștia vă cumpărați un sat în sudul Indiei cu tot cu oameni, s-au dus să trăiască această experiență. La 5 dimineața îi trezea să-i pună la treabă, și masa, când prima masă era, venea bucătarul cu o găleată de tablă cu orez pilaf, așa, în loc de farfurii frunze mai mari, în loc de polonic sau așa cu mâna, fleș. Și eu mi-imaginam toată faza și râdeam. Și stăteam și i-am întrebat dacă au plecat în ziua aia sau au stat toată săptămână. Și au zis că după când au văzut cum erau serviți cu mâncarea, ei o făceau cu drag indieni. Mm-hmm. Ai văzut cum, da, adică, da. Nu, pentru un european crescut în lumea modernă, super igienizat și așa, să-ți imaginezi un indian că vine cu găleata de tablă, cu pilaf și ia cu mâna și pune pe o frunză, aici, nu e igienic, n-aș mânca în viața mea așa ceva, dar până la urmă toți s-au convins că unul pe altul să rămână, să trăiască toată experiența. Și bineînțeles că mâncarea nu consta doar în pilaful ăla, mâncau de două ori pe zi. Cert este că după vreo 3-4 zile organismul s-a adaptat la cele treziri de 5 dimineața, mai făcea o practică seara la 5-6. S-au obișnuit și cu mâncarea, nu atât de luxoasă, nu total opusă față de luxul din care veniseră. Și la final, când au tras linie, toată lumea era pe plus.
și din punct de vedere fizic și ca stare interioară. Și a dat seama că omul se adaptează indiferent cum ar fi, și la bine și la rău. Exact. Și la mai puțin bine. Și la sărăcie, să zicem, da, așa. Pentru ei era sărăcie asta. Da. Pentru un practicant de yoga care locuiește acolo în acest ashram, ai o normalitate, adică nu o consideră nici bogății, nici sărăcie. Pentru un pusnic, o creticioară cu pilaf cald e lux, e bogăție, pentru că, cel puțin în Himalaya, pentru cei care nu știu, nefiind copaci, focul este un lux acolo și mâncarea gătită e un lux. Deci pentru ei orice mâncare gătită caldă era o bogăție. Deci până la urmă e chestie de percepție. Exact. Acum, pentru că tema este tot atașamentul, m-am bucurat că acești amici ai mei și-au dus până la capăt toată povestea și că n-au rămas atașați de statutul lor din România, ridicat și de banilor și de toate astea, și au zis, hai să vedem ce se întâmplă, și au ajuns la concluzia că se poate și că nu trebuie să ții cu dinții de... Și au apreciat și mai mult când s-au întors la... Da. Exact, despre asta vorbeam. Și cu recunoștință, și mai multă recunoștință. Uite cum aș fi putut să fiu, trecând prin experiența asta, da, uite cum aș fi putut să fiu, se putea și așa, aș fi putut la un moment dat să fiu și așa, dar uite că m-am întors și mai recunoscător față de ceea ce am, trecând prin experiența aia. După cum bine ai spus, este o chestie, o stare de percepție a lucrurilor. Ca să dăm un exemplu, un orb nu va ști niciodată că el a fost orb decât în momentul în care va putea să vadă. Da? Pentru că e starea lui naturală de a nu vedea și nu poate să facă diferența. Da? El are de unde să știe că este orb. Este starea lui de a fi. Exact așa. Ei, oamenii ăștia, prietenii ăștia ai tăi, abia după experiența asta pot spune că într-adevăr sunt niște oameni bogați din toate punctele de vedere, că au experimentat și partea cealaltă. Știi? Toată chestia de percepție. Într-una din călătorile mele în India, o persoană din grup, la fel, în acea zonă foarte bogată, din prima zi când a văzut câtă căldură era în India, ce mizerie pe drumuri și pe la restaurante și pe... A zis, eu mi-au bilet, mâine mă întorc înapoi acasă, asta e. Cum a stat cu noi toată perioada, luându-și o mulțime de cadouri și tot o vedeam cu valiza de... Ce fac? Iau cadouri pentru în țară. Și am întrebat-o la final, mai ții minte în prima zi cât de revoltat erai și nu-ți plăcea mâncarea, te deranjă la burtă, că de ce e cald, că de ce e așa, că de ce e așa. Și a zis, măi, să știi că mi-a dat seama că eram prea atașată de statutul meu de om cu bani în România și acum când mă voi întoarce, voi aprecia mult mai mult ce avem la noi în țară. Pentru că îmi dau seama că alți oameni de pe alte colțuri ale planetei trăiesc mult mai jos. Și noi chiar trăim foarte, foarte bine și trăim într-o zonă în care nu sunt conflicte, avem de toate, adică când se poate mai bine, e partea a doua. Da. Dar și-a dat seama că era prea atașată de funcția ei și de statutul pe care l-avea în România și toată lumea facea plecăciune în fața ei. Și că în India nimeni nu-i deschidea ușa, nimeni nu așa, și că o deranja tot, pentru că nu mai era ea. Exact, da. Nu mai era ce credea ea despre ea, legat da, de... Da, a mai coborât-o cu picioarele pe pământ și, da, smerenia a lucrat în direcția asta. Foarte multe conștientizări. Uite câte multe lucruri frumoase se întâmplă. Astea sunt experiențele pe care avem nevoie să conștientizăm, să vedem și așa, și așa, în așa fel încât să putem alege. Putem să alege ori sărăcie, ori bogăție, ori să fim la mijloc. Ori că e așa, ori că e așa, exact cum spuneai despre oamenii care stau în ashram acolo. Mi-era indiferent că e cald, că e rece, e același lucru făceam. Legată din perspectiva asta de atașament, alt atașament despre care mai vrei să vorbim. Există un atașament destul de delicat, l-am discutat cu puține persoane,
atașamentul persoanelor care sunt pe cale spirituală și religioasă sau și sau religioasă. E un atașament care pare bun, dar poate fi numit el atașament. Este vorba de atașamentul de Dumnezeu. Da. Mi-ai citit gândurile legat de treaba asta, da. De atașamentul față de Dumnezeu, foarte bine punctat. Foarte bine punctat. Ok, am înțeles. Atașamentul față de bani e, nu e bun, că banul e ochiul dracului. Atașamentul față de mâncare, față de funcții, față de, nu știu, lucruri astea mai lumești trecătoare. Da. Bun, dar sunt oameni care spun, ok, totul până la Dumnezeu. Gata, deci totul până la Dumnezeu. Sunt oameni care sunt foarte atașați de Dumnezeu. Da. Bun, în cazul ăsta, e un atașament destructiv sau e un aspect pozitiv acest atașament? Știi că tot în conversație cu Dumnezeu, a doua carte, al doilea volum, parcă spunea la un moment dat, Dumnezeu, ce știi care ar fi cea mai mare bucurie a mea, între ghilimele, da? Ca voi, oamenii, să nu aveți niciodată nevoie de mine. Că voi aveți puterea să faceți tot ceea ce, că suntem unul și același, da? Tot ceea ce pot eu să fac, puteți face și voi. Asta ar fi cea mai mare bucurie a mea ca și tatăl vostru, da? Ca voi să nu mai aveți nevoie de mine. Acum aveți tu atașamentul față de Dumnezeu, poate fi dus la extrem, da? Acum nu știm exact puznicii care sunt. Da, acolo putem spune că este puțin dus la extrem. Poate acolo e o comuniune cu Dumnezeu. Și nu e doar un atașament. Păi, e o diferență, că dacă ești unul și același, nu mai ești atașat. Stai, că acum mi-a picat fisa. De fapt, atașamentul față de Dumnezeu este căutarea aia, din a-L căuta pe Dumnezeu și nu-L găsești, nu faptul că ești una cu El. Și atunci este o diferență. M-am prins acum, că nu înțeleg. Mi-am dat seama, da. Una e să fii în comuniune și alta e să fii în atașament, da. Oamenii și oamenii, în general, sunt atașați de Dumnezeu, nu? Îl caută tot timpul și nu-L găsesc. Religiile l-au proiectat în cer și hai să-L găsim pe, să-L căutăm pe Dumnezeu acolo. Adică mergem să ne rugăm la ceva care, conform religiei respective, este, nu vom ajunge niciodată acolo, decât dacă urmăm anumiți pași. Și nici dacă urmăm pașii, nu știm sigur dacă vom ajunge acolo. Adică, practic, în fiecare duminică mergem să ne rugăm la un prieten imaginar, care nu l-am văzut niciodată și nici nu avem, nu știm sigur că îl vom întâlni. Da, este un atașament față de Dumnezeu. Religiile au un atașament față de Dumnezeu. Da, da, există. Nu este bun, e adevărat. Una e să fim în comuniune și alta e să fim în atașament față de Dumnezeu. Bună întrebare asta. Asta este o întrebare care putem discuta 100 de emisiuni de acum încolo. Da. Este religia dusă la extrem. Și nu cred că Dumnezeu îi place religia dusă la extrem. Ca și concept. Adică ca și concept de Dumnezeu dusă. Plus că n-am avea nevoie de treaba asta cu religiile ca să avem un... Pur și simplu, dacă am fi unul și același în comuniune cu creația și cu de-astea, n-ar trebui să fie atașament legat de asta. Dar toți avem atașament față de Dumnezeu. Mă rog, experiențele respective. Faptul că mă duc, țin post, e tot un atașament față de Dumnezeu. Dar știi ce se întâmplă? Atașamentele astea sunt din frică. Nu sunt din comuniunea cu divinitatea. Adică eu sunt în comuniune cu Dumnezeu și țin două zile de post pentru simplu fapt că eu mă simt bine în momentul în care fac treaba asta, că îmi curăț organismul, mă detoxific și că sunt mai aproape de El. Îmi crește vibrația. Una e să o facem așa și una e să o facem din frică. Da? E tot atașamentul față, trebuie să fac asta, trebuie să țin post, pentru că dacă mi-a zis preotul că dacă nu țin 3 zile de post, o să ajung în iad. Săptămâna asta e promoție. Ții 3 zile de post, nu ajungi în iad. Ții decât 2, s-ar putea să ajungi. Și atunci, da, e atașamentul față de Dumnezeu din frica să nu ajungi în iad. Are logică? Din frica să nu ajungi în iad. Nu că din iubirea ta nemărginită față de Dumnezeu. Pentru că 90% din ceea ce cred oamenii despre Dumnezeu o fac din frică. Da, mă duc la biserică din frică că o să ajung în iad, mă duc să mă spovedesc din frică că voi ajunge în iad, mă duc să fac aia, fac fapte bune tot, că dacă nu le fac voi ajunge în iad, și cu niște așteptări. Apropo de milostenie, că vorbeam de milostenie, se vorbește foarte mult în religie despre milostenie, da? Una e să fac, să-i dau cuiva ceva să mănânce unui om care nu are... Din compasiunea mea față de el, că îl văd în situația aia și practic mă văd pe mine, poate am trecut prin situația aia vreodată sau
am fost aproape. Sau aș putea să trec și fac asta. Și alta e să-i dau, din perspectiva, atenție aici, alta e să-i dau asta din perspectiva că dacă nu fac milostenie mă duc în iad. Știi? Adică preotul, dar din frică. Îi dau lola aia, mă, că îi dau de aici, că Dumnezeu mă vede și s-ar putea să mă treacă pe lista cealaltă, știi, în tabel. Nu mai mă duc în stânga, mă duc în dreapta. Asta pentru că există cărți în, în creștinism care, în care sunt scrise astfel de idei. Că avem niște îngeri care sunt ca niște contabili și care notează tot în carnețel, da, nu, ca la final, uh-huh, să vezi ce, care atârnă mai mult în, da, în, în balanță. Atunci, na. Se pare o mare glumă. E, poți să ții contează sau nu? Am putea să, apropo de, uite, un atașament față de spovedanie? Da? N-am înțeles niciodată de ce ar trebui. Bun. Haideți să începem să o luăm altfel. Din conceptul meu, după cum văd lucrurile. Dacă Dumnezeu este peste tot, este atotputernic, este atotștiutor, da? Știe fiecare minut, fiecare secundă, orice aș face. Deci ar trebui să mă duc să spun greșelile, păcatele, între ghilimele, pe care le-am făcut, să mă duc să-i le spun unui preot. Sau indiferent ce ar fi, da? Adică să mai, să mă duc la altcineva să-i le spun, pentru că el oricum deja le știe. Nu înțeleg, nu am înțeles niciodată logica, din punctul ăsta de vedere, logica spovedaniei. Dar dacă o luăm după dogma bisericii, dacă nu te spovedești și nu te împărtășești și asta, te vei duce în iad. Da? Deci iarăși cu experiența iadului. Și acum în perioada asta a Crăciunului și astea sunt spovedanii din astea care se fac la 3-4 zile, la 5 zile, depinde ce canon le dă, ce păcate ai făcut aia, aia și cu aia. Ai văzut vreodată în dreptarul, da, de păcate? M-am crucit. Nu știu, ultima dată când am făcut asta, eram puști, aveam 15-16 ani, era o carte, uite, așa de groasă. Deci, practic, numai dacă te uitai așa și alea, toate erau. Ar fi trebuit la fel de bine să te duci cu cartea, să zici, părinte, ia-o, că toate sunt ale mele, știi? Și după asta să-ți dau canon. Tot un atașament față de spovedanie, pentru că tot e din frica asta. Toate atașamentele vin din frică, din frica de a nu pierde. Că de fapt de aici pleacă tot, indiferent ce ar fi. Atașamentul față de părinți, frica de a nu rămâne singur, atașamentul în iubire, toate pleacă din frici. Din frica de... De fapt este o frică a minții că își pierde identitatea dacă rămâi tu util. Și de aici pleacă toate experiențele despre care am vorbit de la începutul emisiunii. E o diferență între atașamentul față de o persoană și iubirea față de persoană? Dacă este o diferență între atașament, da, este. Este o diferență, pentru că iubirea înseamnă, în primul rând, de libertate, să oferi libertate persoanei de lângă tine. Atașamentul este din frică. Vreau să rămână lângă mine, dar nu neapărat din faptul că sufăr eu dacă ea întreprind o acțiune, persoana iubită, ci din simplu fapt că eu mă simt singur. Este o stare a mea de a mă simți singur, indiferent cu cine ar fi. Dar experiența respectivă mă duce, într-o relație, mă duce în atașamentul față de persoana iubită. Dar iubirea adevărată nu are treabă cu atașamentul. Iubirea adevărată înseamnă să iubești și atât, ca și concept și definiție. Iubirea necondiționată înseamnă să-i oferi celui de lângă tine. Iubirea necondiționată înseamnă să-i oferi libertate absolută, dar în așa fel încât el sau ea să experimenteze tot ceea ce își dorește, da? Dacă se întâmplă în timpul experienței respective, să se întâmplă niște lucruri care, în mod normal, nu știu, să aibă o experiență cu altcineva, sunt iarăși experiențele lui și ale ei, da? Și dacă a ales să facă asta, a ales să facă asta, nu are nicio legătură cu mine. De aici frica, atașamentul ăsta, că dacă o las să se ducă nu știu unde sau o las să se ducă nu știu unde, o să facă nu știu ce, o să mă înșele sau o să umble și o să fac. E, și ce să vezi, că și dacă ai avea frica asta sau nu, dacă experiența respectivă este necesară și va vrea să o facă, o va face. Indiferent dacă ești atașat sau nu ești atașat, dacă ești gelos sau nu ești gelos. Dar, cum vine vorba aia, lasă, cum spune vorba aia, lasă persoana de lângă tine liberă, că dacă te iubește, întotdeauna va veni înapoi. Este ca o pasăre care întotdeauna vine înapoi la cuibuie. Și da, nu sunt bune atașamentele de niciun fel. Și am avut o perioadă în care am luptat foarte tare cu treaba asta, cu atașamentele legate de foarte multe chestii, da? Și le-am experimentat
Și da, nu sunt venit din munți, ca să spun acum în momentul ăsta că n-am atașament. Am și eu ca orice om până la urmă, că de asta am venit să experimentăm. Atașamente da, față de rezultate la cabinet putem avea. Da. Mai ești terapeut și vrei să vezi rezultate. Da, am avut atașamente față de rezultate și am înțeles că, de fapt, atașamentul ăsta față de rezultate era o chestie a ego-ului, știi? Adică una este să îți vine cineva la cabinet și să ai compasiune față de el și să înțelegi toate aspectele astea și să conștientizeze el ca și persoană și să înceapă pe urmă procesul de conștientizare și alta e să vreau eu asta, să te pun să faci așa, să urmezi anumiți pași pe care eu ți-i dau, da? Să-i faci, tocmai din atașamentul meu față de rezultatul final, că vreau să te faci bine, dar făcutul ăla de bine nu are legătură cu faptul că eu îi vreau lui binele, da? Are legătură cu faptul că eu sunt atașat de rezultatul final și anume că vreau ca toți oamenii care vin la mine să conștientizeze lucrurile astea și să-și revină, știi? Despre asta vorbim. Da, poate exista un atașament și aici și în momentul în care am înțeles că, de fapt, nu ține de mine treaba asta și că țin de ei și că noi nu suntem decât un precursor al experienței respective, da, foarte bună întrebare, dar am avut. Pentru că am ajuns la final de emisiune, ne vom detașa ieșind de aici și sigur. Îți mulțumesc pentru informațiile oferite și pentru că ai venit la noi în platou. Cu drag. Iar noi ne vedem pe canalele media, pe cablu, peste tot, pe YouTube, intrați pe 6TV, dați subscribe, like, share și ne vedem în emisiunea următoare. La revedere! Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, emisiunea din care aflați cum să trăiți mai sănătoși, mai fericiți, mai natural, alături de toți cei dragi inimii dumneavoastră. Alături de mine, în continuare, o emisiune de senzație, o emisiune specială, părintele Adrian Singurov și Oreste. Bună seara! I-am rugat să participe, să aprofundăm aceste întrebări vii, care ne, cum să spun, cumva... Suntem într-o zonă creștină. Pentru noi, foarte multe din lucrurile acestea din Biblie, să luăm Biblia asta ca fiind integrală. Adică, crezi sau nu crezi în Biblie? Nimeni n-a spus, crezi sau nu crezi în capitolul? Cu tare că restul capitolilor nu sunt. Cum este? Ce fel de Dumnezeu avem? Dumnezeul lui Avram, păi dacă i-a cerut, a fost acest test cu sacrificiu uman. Ce fel de Dumnezeu? Este același Dumnezeu cu Dumnezeul nostru? Cum este treaba asta? Adică, e posibil așa ceva? Cum e cu unitatea asta a Bibliei? Sau... Studiile sunt foarte, foarte profunde. Să știți că sunt foarte mulți oameni de știință care... Nu, stai, nu, un pic. Dumneavoastră gândiți-vă, vă considerați credincioși? Dar dacă vorbim de un Dumnezeu care v-ar cere să vă sacrificați fiul, acum nu este nimic ipotetic. Asta este, vă considerați dumneavoastră creștini, da? Și că respectați Biblia. Și vi se cere să vă sacrifici. Cum priviți dumneavoastră? Cum vă gândiți? Că despre asta vorbim în Biblia pe care noi o credem o carte unitară. Teologia este stricată asta, dar noi căutăm dincolo de aceste răspunsuri care au fost date la vremea lor pentru un nivel de înțelegere al omenirii pe atunci, când au spus că asta de fapt a fost un test și că oricum nu l-ar fi lăsat Dumnezeu pe Avram să sacrifice fiul. Dar cum poți să ceri așa ceva? Păi, stai o secundă, ca să fim preciși, măcar intelectual vorbind. Păi este același Dumnezeu care îi dă lui Avram un fiu în supranatural. Avram nu mai putea să facă copii în modul natural la vârsta pe care o avea. El de-aia s-a rugat Îngerul lui Dumnezeu să îi dea Sarei copii, pentru că ea era foarte bătrână. Imaginați-vă că o femeie după menopauză nu mai face copii. Ce vârstă avea? Păi el avea 90 de ani. Și ea? 80. Și atunci, la 80 de ani, pântecele unei femei nu mai rodește, pentru că a trecut de mult de menopauză. Și atunci, acel Dumnezeu care îi cere lui Avram să-l sacrifice pe Isaac, da? Este același care i-l-a dat pe Isaac în supranatural. Și atunci, vedeți că noi nu putem să interpretăm teologic profund acest capitol, dacă nu înțelegem miracolul pe care îl primește de la Dumnezeu Avram cu Sara, pentru că zămisesc copii la 90 și la 80 de ani,
ca mai apoi să înțelegem de ce, că e ca la Iov, că ai pomenit de Iov. Nu Iov i-a dat toată averea. Nu Dumnezeu i-a dat toată averea lui Iov, nu Dumnezeu i-a luat-o. Și atunci Iov cum se mântuiește? Prin acceptarea faptului că tot ceea ce vine și pleacă are aceeași destinație, care este Dumnezeu. Așa cum inspirația și expirația, da, fac parte dintr-o respirație, așa cu tot ceea ce se naște și cu tot ceea ce moare, vine și se întoarce la Dumnezeu. Păi spune Allah în sutra, nu știu care, 22 din Coran, oare ați uitat că toți de la Dumnezeu veniți și toți la Dumnezeu vă întoarceți? Și atunci, hai să intrăm și să analizăm, dacă vreți să răspundem la o întrebare complicată, ce fel de Dumnezeu era din Vechiul Testament, dar să-l contextualizăm foarte corect, pentru că nu e nimic paradoxal la Dumnezeu, nici măcar în Vechiul Testament, cu condiția, când facem exegeza biblică, să ne ducem și să citim tot ceea ce este în jurul acelor concepte, pentru că ele sunt explicate. Dar pentru oameni noi obișnuiți, o facem ca pe telefon american. Păi da, dar omul obișnuit, da, un om obișnuit se poate este, duce. Este absolut șocant. La 80-90 de ani tu să ceri un copil, să vrei un copil, să ai un copil, de ce ceva de neînchipuit? Ce să vorbești? Că unii nu prind 80-90, adică marea majoritate. Cum? Pe Avram a mai trăit mult după aceea, că se trăia mai mult. Se trăia mult. Gândiți-vă numai la vârstele până de la potop, da? Omul până la potop, pe noi uităm totuși că umanitatea de astăzi este, își datorează ființarea ultimului dintre cei 12 patriarhi ai Vechiului Testament, care este Noe. Da? Da. E, până la Noe, oamenii, da, inclusiv pe timpul lui Matusalem, Enoch și Noe, oamenii trăiau secole. Adam a trăit 900 și ceva de ani, nu mai țin minte cât, 938 de ani. Tu spui că nu e nimic paradoxal pentru omul obișnuit care se uită sau pătrunde Biblia, este ceva, nu, deci ți se resetează mintea, 800 de ani, 700 de ani, 500 de ani, ce este? Dar ce înseamnă un miliard de ani în raport cu veșnicia? Ce înseamnă o secundă în raport cu veșnicia? Ce înseamnă un catralion de secunde în raport cu veșnicia? Aici noi ne raportăm la viața veșnică care este la Dumnezeu și la viața trecătoare care este la om. Faptul că în istoria umanității această trecere s-a făcut la 900 de ani, la 800 de ani, la 700 de ani, asta se face la 60 de ani, la 80 de ani. În raport cu veșnicia este acel lucru. De ce s-a petrecut această pierdere? De ce ne-am pierdut viața în decursul generațiilor? Că e viața noastră, era 800 de ani, poftim. 800 de ani, parcă ai un pic de timp. Pe măsură ce ne apropiem, și să știți că viața noastră a început să scadă chiar și după venirea Mântuitorului, ceea ce este un lucru bun. Noi îl privim ca pe un lucru greșit, pentru că noi uităm un lucru. Noi, cât suntem în viață, noi doar existăm. Dacă păstrăm raportul cu lumina, noi în timpul vieții suntem o lumină discontinuă, pentru că trebuie să închidem ochii ca să dormim, trebuie să deschidem ochii ca să ne trezim și suntem ca un comutator pe care tot aprind. Adică nu o conștiință continuă, ci da. O și atunci noi cât trăim, suntem discontinui. Noi abia după ce murim, devenim continui. De asta și Mahomet îi spune unuia, noi cât trăim, dormim și ne trezim abia după ce murim. E același lucru. Și atunci nouă ne teamă toți de moarte. Toți ne trezim sau doar unii? Moartea este tot o veșnicie. De asta nouă ne teamă de moarte. Nu că e nimicul. Bă, dacă ar fi nimicul, nu ne-ar mai fi teamă. Bă, e nimic, nu mai contează. Nu, e veșnicie. Și poate să fie o veșnicie în Dumnezeu sau poate să fie o veșnicie în afara lui Dumnezeu. Deci omului nu e frică de moarte. Omului e frică de o veșnicie care nu se știe ce fel de veșnicie va fi. Exact asta este. Deci exact asta e tot cu tremurul pe care, de fapt, e o, cum să spun, ceva așa, e oamenii trecere, paralizează. Ne întoarcem acasă, e atât de simplu. Am venit de la Dumnezeu, ne întoarcem la Dumnezeu. Este ușor de înțeles. Problema este că această veșnicie ne-o facem singuri. Practic, din minte, omul este ca niște fuișoare, ca la Gandalf, este așa din niște fuișoare de fum și face niște cărămizi. Astea se ridică și fac un fel de zid în jurul nostru. De-a lungul anilor. Practic, gândurile tale creează niște pereți. Acei pereți vor deveni încăperea în care tu vei avea o veșnicie. Veșnicia ta este formată din gândurile tale. Ceea adică ce ne construim închisori? Sau bucurii. Fiindcă noi starea naturală a sufletului omului da. Este de bucurie, fericire și iubire. Paradisul ăsta nu e un fel de închisoare vopsită altfel?
în culori mai vii? Nu este fiindcă este infinită, pro natura cuantică a omului. Noi avem conexiuni interdimensionale, multidimensionale. Însă aceste gânduri sunt transcendente. Nu este o limită, nu există limite. Dar există filtru. Ele filtrează. Dacă sunt întunecate, practic ele vor oglindi. Îți dă starea care tu ai avut-o când le-ai emis. Îți trimite înapoi starea care l-ai avut-o. Dacă tu ai avut o stare de bucurie și dai ce a avut Serafim de Sarov, lumină taborică, și amprentezi cu lumină în jurul tău, veșnicia ta va fi plină de lumină. Dar cum se explică, poftim, vorbind de Serafim de Sarov, cum se explică că cam toți marii sfinți au avut și măcar un singur moment în viață absolut cumplit de suferință, adică cu tâlhari, cu bătăi, cu aproape să fie mort. Da? Cam fiecare sfânt e trecut prin furcile caudine ca și Iisus pe cruce. Hai să pornim de la un exemplu, că tu, am vorbit de paradoxuri pentru omul simplu care nu poate să înțeleagă. Păi, hai să ne numai atâta spun. Ui, toți ne bucurăm de înzestrările Sfinților, de clarvederea, de preafericirea lor, de binecuvântarea lor. Dar dacă ne uităm în viețile lor, oamenii ăștia... Păi, hai să înțelegem un lucru. Depinde din ce perspectivă privind lucrurile. În coridele în care Nero i-a aruncat pe creștini să fie mâncați de lei, spectatorii de atunci, mulți dintre ei, trăiau momente de groază când vedeau că cei mâncați de lei erau într-o bucurie diafană, din asta ca într-un orgasm mistic. Era o bucurie într-o suferință teribilă, acum să te mănânce leu de viu, crede-mă că nu e... De fapt, așa s-a și propagat creștinismul într-un mod absolut fulgerător. În ciuda faptului că noi putem privi suferința fizică sau suferința mentală sau suferința psihică ca fiind ceva îngrozitor, în momentul în care această suferință este nu numele tău și pentru tine, ci este pentru Dumnezeu, adică sfinții, ce sunt ei de fapt? Ei sunt niște atleți a iubirii necondiționate și nesfârșite față de Dumnezeu și față de semeni. Din această perspectivă, există chiar fericirea celui de pe cruce. Există fericirea sfinților martiri. Pentru că te inundă acolo o bucurie dumnezească pentru că tu te-ai lepădat atât de mult de sine, adică l-ai învins pe diavolul din tine prin lepădarea de sine, ceea ce spune nașul la botez, nu te-ai lepădat de satana, m-a lepădat de satana, te lepezi de satana, mă lepă de satana, adică sunt doi timpi prin care nașul face legământul în numele celui botezat de lepădare de sine, de ego, de trufie, de orgoliu și așa mai departe. În momentul în care tu ca om păcătos găsești în tine atâta chemare și atâta bucurie de a te jertfi în numele lui Dumnezeu, cum să te lase pe tine Dumnezeu atunci în suferință? Și într-un mod cât se poate de paradoxal, în momentul în care tu îți pierzi viața asta, care și așa este trecătoare, pentru Dumnezeu, în momentul ăla o câștigi. O conexiune aici, ca un copil să se nască, e o suferință, că el trece printr-o zonă extraordinar de strâmtă și extraordinar de contorsionantă, e o suferință, e și pentru mamă, și pentru copil, netăgăduit, asta e, ca să se poată naște, că altfel dacă vrea să stea în pântă cu mamei fericite, nu se va naște. Există vreun sfânt care să fie ajuns sfânt și să trăiască beatitudinea asta fără să treacă printr-o imensă criză existențială? Eu n-am întâlnit nici măcar un singur sfânt care să nu fi pățit ceva cumplit în viața lui, în care el să moară, să se sacrifice, să treacă prin acest culoar strâmt al renașterii. Nu știu, există ceva, poate nu cunosc eu. A fost câteva cazuri. Sfântul Francesc, din multe Francesc, Sfântul Marcu. Sfântul Marcu, la care avem referit despre el de la Sfântul Serapion, care a fost cel care a fost trimis în mod minunat la el ca să-l îngroape, fiindcă urma să plece, să întoarce la Dumnezeu, 40 de ani a fost hrănit de îngeri, pentru că pe muntele acela era numai piatră și nu avea cum să trăie, supraviețuiască. Și venea îngerul și aducea mâncarea din rai. Da, hai să fim serioși. Cine se duce undeva unde nu ai nimic de mâncare și să zici că n-ai nicio criză existențială? Adică, totuși, n-ai nimic acolo. Păi nu, dar ai criză existențială. Păi și Hristos a avut criză existențială scurtă când i-a spus, ia paharul ăsta de la mine, dar nu facă-se voia mea, ci voia ta, Tată. Nu?
Și ultima, Dumnezeu e cel mai părăsit. Da, Elie la masa Bacchanalia, este tot o criză existențială, pentru că este asta face parte firea umană. Din firea omenească. Da. Asta este frumusețea firii omenești. Pentru că firea omenească, nefiind neavând competență divină, pentru că nu are viață veșnică în sine. Omul nu are viață veșnică în sine. Omul nici măcar n-a avut viață. Gândiți-vă că și în Coran, și în Vechiul Testament, vedem că Dumnezeu l-a zămislit pe om din lut și apă, l-a tocmit și l-a lăsat acolo așa cumva tocmit să-l admire poporul îngeresc și abia mai târziu i-a dat suflarea de viață, care în limba noastră înseamnă suflet, că suflare de viață vine de la suflet, suflet e suflare. E însuflețit. E însuflețit. Și atunci noi când murim ne dăm ultima suflare, când ne naștem primim prima suflare. Și atunci noi suntem posesorii vieții pe care o primim în dar de la Dumnezeu când ne naștem și o plătim înapoi prin ultima suflare când ne întoarcem de unde am plecat, adică la Dumnezeu. E, asta e viața noastră. Este o suflare. Când nu mai e suflare, adică nu mai e suflet, nu mai este viață. Este moarte. Și atunci crizele existențiale, noi nu trebuie să ne ferim de ele. Marile depresii, marile întrebări, marile gânduri, dar gândiți-vă și Toma Necredinciosul, că era un veșnic nefericit în dorința lui de a fi concretă toată treaba asta. Și totuși este sfânt, nu? E Sfântul Toma. A trecut dincolo de... A trecut... Toți suferă. Credeți că lui Brâncoveanu Constantin, când și-a văzut familia decapitată în fața ochilor lui și copiii lui, n-a avut momentul ăla de a zis, Doamne, Doamne, dar... Și totuși a reușit să-și facă actul de sfințenie care înseamnă lepădarea de sine. S-a lepădat pe sine. Uite ce frumos. Și noi când iubim, nu? Tu când o iubești pe soția ta, nu te uiți la ea? Ea nu se uită la tine? Are mai multe înțelesuri asta. Nu e doar verbul a te uita, adică a privi. Te și uiți pe tine la ea și ea se uită pe sine, da, uitare, la tine. E o uitare. Și atunci asta înseamnă... E o redescoperire a Dumnezeului care există. Dacă tu nu te poți vedea pe tine, există o oglindă în care tu te vezi. Cumva ceilalți... Asta e oglinda, e lumea. Lumea, lume. Dacă o iubești, sau măcar apropiații dacă iubești, sunt motiv de revelație divină, sunt motiv de a-L regăsi pe Dumnezeu. Depinde cum te uiți, depinde cum privești, depinde ce vrei să vezi. Până la urmă, totul ține de intenție. Primul gest de a privi este înainte de a gândi. Abia după aceea, intenția ta de a vedea, vrei să vezi pe Dumnezeu, în clipa aceea, realitatea desfășoară în jurul tău, având chipuri iconice divine în tot. Totul se transformă și se revelează în mod divin. Totul este minunat, totul este luminos, totul are un rost, are un sens, totul are o logică divină, totul se succede cu o anumită rațiune. Asta este și sensul, Iisus spune, caută și vei găsi, adică dacă nu cauți, nu vei găsi, dacă n-ai intenția dinamic, de a aspect căuta. Dinamic, corect. Nu ai voie să stai. În niciun caz să nu stai. Chiar să dacă, nu fii căldicel. Cum... Adică ăsta e păcatul, de a fi căldicel, de a sta. Mai bine riști să faci ceva greșind decât să nu faci nimic. Păi o spune. Când ceartă în Apocalipsa Sfântului Ioan Duhul Bisericii de la Laodiceea, îi spune, păcat că ai fost căldus, măcar dacă ai fi fost și tu cald sau rece. Așa fiind căldus, te voi scuipa din gura mea. Și atunci a nu fi e mult mai rău decât a fi rău. Da. Știți că un ateu, prin negarea lui Dumnezeu, raportându-se prin negare la Dumnezeu, este mai aproape de Dumnezeu decât un indiferent pe care nu îl interesează nici măcar. Se apropie mai mult un ateu de o criză existențială decât unul călduț care spune, cum să nu, Dumnezeu e bun. Da. Și atât. Asta e lucru pe care mintea omenească nu îl poate înțelege și totuși de aceea Dumnezeu e paradoxal pentru noi. Pentru că noi, în logica noastră, noi nu putem să înțelegem ceea ce nu seamănă cu noi. Mi-a plăcut întotdeauna să vorbesc cu atei. E genial. Vă spun sincer, mă regăsesc. De ce? Pentru că au o structură, fiindcă trebuie să compenseze cu ceva. Și omul acela are o rațiune, că trebuie, în lipsa aspectului mistic, trebuie să pui ceva în loc și apoi te structurești, ai repere logice. E incredibil, atât de ușor de conversat. De 1000 de ori prefer să vorbesc cu un om, nu există ateist, dar asta o știm numai noi, să nu știi. Omul al tău nu există. Dar să zicem, adică într-un avion în cădere nu există nici măcar un singur ateu. Nu mai spun. Dar în realitate ateism nu este o formă de religie. Inversată. E o formă de raportare la Dumnezeu prin negație. Tu ai credință. Crezi ferm că nu există Dumnezeu. Da. Dar crezi ferm că nu există cel pe care tu crezi că nu există, înțelegi? Adică e atât de simplu. Da, ferească Dumnezeu de talibani.
Deci în momentul în care omul unei singure cărți, Montesquieu, nu știu cine a spus-o, se frică de omul unei singure cărți, îngrozitor. Nu, eu am un reper, știe și de frică să nu greșească, apropo ce am spus, bine greșești făcând ceva, ei preferă să fie închistați acolo în acele reguli, neîndrăznind să vadă că Dumnezeu și Hristos este pretutine, trebuie adică să-L între vezi. Un fundamentalist religios și un ateu, e mult mai frecventabil ateu. Părinte, aici trebuie să fac un pic pe ateu, să vedeți ce spun ateii. Păi ateii spun că preoții sunt misogini, adică nu lași femeia să intre în alta, sunt restricții. Cum se explică treaba asta? E lipsă de informație aici. Așa, ia. Lipsă de informație. În primul rând vă spun o secvență, am avut-o când am fost hirotonit în 98 la Țigănești, mă stă Țigănești și acolo am fost uimit. Toate că știam, dar unei să vezi din ce cărți și să vezi că intră o maică, era sachelar, și intră maica în altar și au o cădelință, prima oară când am văzut și o cădelință pentru maici, este ca un fel de mănușă metalică și am văzut ceva similar la niște artefacte dacice. Și o chestie ca un fel de o chestie ca o mănușă metalică și cu niște zurgălei pe margine și avea o mișcare interesantă și tămâia mișcând fără cădelința preotului. Deci, o alt stil de a cădi. Și mi-am adus aminte de amazoane, de preotesele, zeițele, Hestia. Astea sunt tradiții străvechi care au rămas în ancestral puse acolo. Intră în altar. De ce? Odată că e la vârstă în care nu mai are ciclu și atunci poate să intre în altar fără probleme, deci nu este interdicție, Doamne ferește, niciodată, până în Evul Mediu sunt cărți care arată femeile erau diaconite, aveau hirotonii diaconese, deci aveau hirotonii. Să nu uităm că atunci când Mântuitorul a spus că mergeți în Galileea și rugați-vă, privegheați până vă veți fi îmbrăcați cu putere de sus, deci perioada dintre înălțare și pogorârea Duhului Sfânt este exact de 40 zile, că 50 de zile cu tot, 10 zile până înălțare și 40 zile de post negru, exact cât a ținut Hristos. Nu avea cum să-i scutească pe apostol de efortul lui personal, că trebuie, asta era imitația lui, să face exact ce a făcut el. Ce a făcut Hristos după botez, prima teofanie? Primul lucru care l-a făcut a fost să țină post negru în pustia carantanii, într-o peșteră, în pustia carantanii. Post negru, Hristos care arată infinitul. Pentru că asta este, trebuie să iei de jos, luând la fiecare celulă, reconstruiești fiecare atom din corpul omului, care este un templu al Duhului Sfânt. De la zero. Apostolii trebuiau să facă și la fel. Priveghere, post negru. Dar ce? Unde? Acum tradiția, că spune unii, că foișorul Marcu, că nu contează unde. A fost împreună, se rugau. Ei și femeile mironosițe. Deci erau și femei alături de apostoli, printre care și Matia, bineînțeles că a fost ales prin tragere la sorți. Dar când se rugau ei, a venit putere de sus, rusalile, cum spunem noi, flăcări, fiecare individual ca o flacără pe creștetul fiecăruia, nu a fost selecție, apropo de discriminare, numai la bărbați, și a fost și la femei. Deci au primit puterea Duhului Sfânt și apostoliei, dar au devenit apostoli imediat, inclusiv Maica Domnului, inclusiv Maria Magdalena, au primit puterea preoției. Cum se explică? Sau de când spunea, este... Părintele foarte frumos despre faptul că dacă femeia se află la ciclu, nu este îngăduit să intre în biserică sau în altar. Acum, sigur, trebuie să înțelegem și spectatorii, telespectatorii, cu siguranță aceste emisiuni sunt foarte familiarizați cu termenul. E foarte simplu de înțeles. Noi, în momentul în care, noi, doamnele, în momentul în care se află la ciclu, înseamnă că în câmpul aurica lor, dominanta energetică este prima ceacră între coccis și perineu, adică e Muladhara, nu numită... Centrul, adică vitalității. Este rezonanța spectrului cromatic roșu foarte puternic în câmpul auric. Frecvența cea mai joasă, frecvența de împământare, că nu întâmplător noi pe acolo venim pe pământ, adică exact prin chakra Muladhara noi ne împământăm, are o anumită rezonanță. O rezonanță se și inversează și iese reziduri pe acolo. Da, dar frecvența energetică a luminii, adică lumina se deplasează în cosmos cu o viteză mult mai mică, da? E o energie de ca la radio, este o frecvență de ultrascurte, da, să spun. Lungi, scurte, medii și în momentul în care intri în biserică, mai ales când se săvârșește Sfânta Liturghie sau tainele din altar și așa mai departe, imaginați-vă că intrăm într-o plajă de frecvențe care sunt deasupra Sahasrara, deasupra ceacrei coroane. Adică ar fi un ultra FM
să spunem aici, iar femeia la ciclu este pe ultra scurte, pe foarte joase. Și în momentul acela, că nu păcatul, ce înseamnă păcat? Adică dacă nu cumva să credeți că femeia cumva fiind pe ciclu murdărește simbolul biserica, e o demență, o nebunie. Nu, este o discontinuitate atât de puternică energetic care îi se întâmplă femeii respective, încât înspre binele ei, pentru că sunt energii incompatibile. Gândiți-vă că eu am un telefon smartphone, dar nu pot să mă duc la NASA și să le zic lor de la HARP, băi, încărcați și mie telefonul ăsta că a rămas fără baterie, că nu se poate. Nu? Nu poți să, într-un vulcan, nu poți să încălzești o omletă. Adică e vorba de o adecvare. Acum, cum să explici tu la țară unei femei sărace, săraca care era pe ciclu în 1836? Adică ce să explice preotul cu Sahasrara, cu Mulathara, cu Câmpul Aurii, cu asta, Doamne ferește, adică, și atunci s-a împământenit această chestiune, ești femeie, ești în perioada de ciclu, nu intra în biserică. De aici mișcarea feministă și mai ales în cultura unor atei, care, cum spune și părintele foarte bine, au dragul ăsta de gâlceavă și de dispută, de dragul disputei, dar bă, nici măcar nu-și fundamentează, nu-și argumentează teoriile pe o minim cultură generală biblică, pentru că aici nu trebuie să te asculți pe cineva. De la Calvin și de la Luther, de când s-au tradus Evangheliile și Biblia în limbile vorbite, pune bărene mâna și citește și vezi acolo ce nimic nu este lăsat la voia unei întâmplări în cărțile sfinte. Da, bătrânele noastre știu, aveți senzația că eu nu știu că cozonacul sub nicio formă, ori dacă sunt pe ciclu sau dacă sunt supărate. Când e supărată, femeia nu are voie să gătească nimic. Spuneți cu cozonacul. Deci ce se întâmplă dacă o femeie gătește în momentul da, în care... Da, toată lumea știe. Nu crește. Sau dacă îl face, cozonacul are un gust ciudat. Deci se amprentează energia respectivă. Și de fapt nu doar cozonacul, ci orice mâncare. La fel și Valeriu Popa spunea, chiar dacă voi ca bărbați vă e foarte comod și sunteți foarte încântați ca femeia să facă tot timpul de mâncare, aveți grijă, pentru că în momentul în care femeia este la ciclu, există în partea chineză, în partea indiană, la nivelul coloanei vertebrale este canalul fundamental energetic și șumranadic, și această energie este descendentă continuu cât timp femeia are ciclu. Și această descendență face ca gustul, energia și tot ce se amprentează făcând mâncare să nu vă fie favorabil sănătății. Deci pentru sănătatea, pentru armonia voastră, adecvarea, apropo de biserică, de accesul la zonele speciale spirituale, mai bine să adecvezi, mai bine să nu faci anumite lucruri. De aceea și bucătarii cei mai buni sunt bărbații, nu că ar fi mai iscusiți. Da. Ei n-au problemele astea, ci pot găti oricând. Pentru că am vorbit despre femei, pentru că am vorbit despre misoginismul greșit, înțeles, chiar și în interiorul bisericii, pentru că acum, pe bună dreptate, noi putem ascunde după deget. Există foarte mulți preoți înculți. Da. Există foarte mulți preoți care au senzația că sunt mai aproape de Dumnezeu, că ei înțeleg că a fi sărac cu Duhul înseamnă să fii prost. Nu, a fi sărac cu Duhul înseamnă să fii doar zmerit, nu să fii prost. Exact. Adică un creștin nu poate să fie prost. Pentru că însuși Hristos spune, fiți așadar înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei. Prin înțelepciunea șarpelui îi dă, îl obligă pe creștin să fie deștept. Și nu poți să fii deștept dacă ești incult. Și atunci să nu judecăm toată biserica, care este un organism viu, după 2 sau 3 preoți care n-au argumente pentru că sunt pur și simplu sunt inculți. Dar vorbim de menstruație, vorbim de ciclu, vorbim de frecvențe, vorbim de apă. E, nu întâmplător noi spunem că naște femeia că îi se rupe apa. Vedeți că apa asta care ne urmărește de-a lungul atâtor emisiuni apele pe care sus, le-am apele făcut, de jos. Apele de sus, apele de jos. Tot ce înseamnă viață este legat de apă. Adică nu există, noi nu știm, poate părintele care a studiat multe teorii din astea complementare mă poate contrazice, dar nu cred că există o altă formă de a defini viața în universul ăsta decât prin prezența apei. Nu cunoaștem științific vorbind. Botezul se poate face cu patru materii, să știți. În iad
Hristos, când a intrat, a botezat, a propovăduit acolo și celor care au înainte protocreștini, care au Platon, vorbea de Logos. A fost considerat protocreștin, desemnat pe foarte multe biserici și mănăstiri. Vorbea de Logos. Prefigura pe Hristos. Pe aceștia drepți dintre popoare care vorbește și evrei despre goim, dar Hristos, la asta se referea, când era în iad, drepți dintre popoare erau cei care l-au ascultat când l-a propovăduit atunci și trebuia să-i boteze. Ia boteza cu ce? Cu foc. Da, nu, da, zic, dar e altă viață acolo în iad, nu e viața asta biologică pe care o spunem noi aici pe pământ. Dar viața pe pământ e apă. Că spune că dacă un creștin, un bărbat și e un copil pe moarte, poate să boteze orice creștin pe acel copil, luăm pământ și turnăm pe creștetul lui, dacă nu are apă. Sau nisip, cum erau beduini în deșert. De unde apă să botez un om care e pe moarte? Sau chiar așa, e nisip și torni. Nisipul e ca un fluid. E un fluid și asta, apropo de Schauberger, orice fluid are aceste vortexuri și capacitatea de a crea energie electromagnetică și antigravitațională. Un fluid în funcție de vortexuri și peștele care urcă fără să înoate acest efect. O surpriză numai ca să spun. Sticla este un fluid. Sticla care o aveți acasă, în ferestre, aparent, doamne, e cel mai solid lucru. Nu. În timp există o scurgere în timp și o subțiere la vârf datorită gravitației și o îngroșare. Deci este un fluid cu altă densitate, cu altă mișcare, dar este până și acest obiect care este fizic. Pantarei până la urmă. Dar așa cum noi, dacă vorbim de apă, introducem în apă asta pură, zahăr, cafea, îndulcitori, edulcoranți și așa mai departe, având senzația că ne nobilăm cumva apa devenită suc, cafea, ciorbă sau ce mai fie ea, iată că noi mai putem să facem un lucru și trebuie să-l facem pentru a ne reîntoarce la un echilibru. Noi trebuie să readucem în interiorul apei acel principiu de foc. Pentru că totuși viața ce înseamnă? Înseamnă foc și apă. Chinezul spune foarte clar că focul și cu apa sunt părinții vieții. Tatăl este focul și mama este apa. Duhul lui Dumnezeu plutind deasupra apelor poate fi așa iconic văzută ca o flacără, flacăra din boschetul căruia îi vorbește lui Moise Dumnezeu pe muntele Taborului, da? Că e un foc acolo. Focul care plutește deasupra apelor. Apa încălzită la o anumită temperatură generează viață. Asta știm, de la Dunăre vedem mormolocii apar la o anumită temperatură pe care soarele o aduce apei dulci în felul ăsta. Și atunci noi putem, datorită de exemplu acestui imunocub, să recreăm principiul îngemânării dintre foc și apă, pur și simplu introducând în interiorul acestei carafe suma tuturor fotonilor care se află în acest filtru și aici părintele care este îndrăgostit de fizică vă poate explica chiar mult mai bine de biofotonică. Da, de prietul nostru Traian Sâncilescu care ne-a lămurit într-adevăr principiile biofotonice sunt foarte, foarte legate de energiile, conceptul acesta, dogma creștină, chintesența creștină a energiilor divine necreate, care o regăsim la Grigore Palama. Vorbind de energie divină necreate, nu poți să nu vezi lumina. Lumina însă, acea taborică, este nici la ora actuală și nu știu dacă vreodată poate fi definită. Ce este? Că o vezi, dar nu e materie, fiindcă e necreată, dar totuși o sesizezi. E clar că nu o vezi cu ochii fizici, ci se percep dincolo, atâta timp cât a fost fotografiată un pusnic la Atos, era într-o peșteră, și era o lumină orbitoare, noaptea fiind. Trecea lumina prin metri distanță, grosimea stâncii, prin stâncă, ca o bombă atomică. Se vedea lumina prin pereți și era orbitoare prin stâncă. E clar că ce lumină să fie aia, că nu era acolo radiații gamma, era o lumină spirituală, energie divină necreată. Deci noi putem percepe lucrurile dumnezeiești. Și numai o paranteză, apropo de toate iconografiile din toate tradițiile spirituale ale lumii. De ce toți sunt învăluiți în lumină? De ce peste tot există acest nivel? Așa este. Indiferent de tradiție, este această exprimare. În dumnezeirea, de asta am spus apropo și spuneam și Oreste, sunt aceste etape. Nu poți să le sari
nu poți vorbi de sfințenie sau iubire. De exemplu, iubirea, că toți vorbim de ea. Adesea terminăm cu asta, cu lumina din apă. În momentul în care se declanșează acele fulgere în atmosferă, se realizează un fel de arc voltaic. Dar acești fotoni, care vedem și pentru care au premiul Nobel Einstein, nu pentru teoria relativității, că atunci la Eliminescu, ci le știm, manuscrisul acela cumpărat de el cu 10 ani înainte, ci vorbim de efectul fotoelectric. Efectul fotoelectric, că până la urmă fotonii, în anumite condiții, sunt electroni. De aceea a descoperit și ulterior Virgil Răzuș la noi prin 79-80 a descoperit faptul că sunt fotoni care au viteză de 750.000 de kilometri în vid pe secundă. Și la un moment dat vine fotonica și spune că în interiorul corpului uman, în acele axoni și dendrite, pe acele filamente fotonii, că nu sunt biocuri, sunt fotonii care circulă cu viteze infinite. Pentru că ajung lungimea de undă este egală cu distanța în care se propagă informația. Ci viteza este instantanee, spontană. Da, și Einstein, Podolsky, Rosen, deci experimentul respectiv, care la început el a fost realizat pur și simplu prin contemplație, până să existe prin anii 80 aparatura cu care să poată să fie pus evidențiat efectul Einstein-Podolsky-Rosen cu cele două particule gemene, da, care fiecare particulă circulă cu 300.000 de kilometri pe secundă și cum influențând plasmatic traiectoria uneia instantaneu, deci noi nu mai vorbim de nici măcar de 300.000, vorbim de 600.000 de kilometri pe secundă, cum obții acest entanglament cuantic. Exact. Adică e ceva, deci... Da, foarte comparabil cu o explozie solară, de exemplu. Da. Adică noi trebuie să ne putem imagina că în interiorul acestei carafe, prin intermediul acestui filtru, practic are loc o străfulgerare, da? Adică o energie atât de puternică încât a creat un filament luminos care se propagă cu o viteză uluitoare în universul ăsta și atinge ea atâta forță încât îți poate carboniza și o clădire întreagă dacă îți nimerește în ea. La scară mică este recreat și este reprodus acest principiu al resetului în urma exploziei unei energii foarte puternice. Este resetul divin care tehnologic a putut fi recreat. De exemplu, în stațiile, pe stația orbitală, erau folosite aceste aparate. Imită perfect condițiile din natură, parcă ești la munte, pentru că oamenii trăiau în spațiu închis în stația orbitală 6 luni de zile și cu așa ceva reușeau să supraviețuiască într-un aer închis. Ăsta era singurul lucru care putea să susțină viața pentru a avea un aer curat. Vin aici cu o întrebare la care nu am apucat să, pe care n-am apucat să o pătrundem. Vorbim de fia luminii și fia întunericului. De unde fia întunericului? Cine sunt? Cum sunt? Sau cine i-a creat? Păi nu i-a creat nimeni. Noi ne autocreăm. Dacă ține minte ce povestea părintele mai devreme apropo de acea veșnicie pe care noi ne-o construim cu gândurile, cu emoțiile, cu trăirile noastre, fie ca pe o închisoare teribilă sau ca pe un azil de nebuni, fie ca pe o grădină unde nu există întristare și suspin. Fiind întunericului, aleg singur această cale. Dumnezeu nu a creat. Gândiți-vă că Lucifer, da, a fost purtătorul luminii lui Dumnezeu, adică el a fost creat întâiul dintre arhanghel și toate virtuțile, tronurile și puterile cerului, toate au fost create după ce Dumnezeu l-a creat pe Lucifer. Lucifer însuși, da, purta slava și lumina lui Dumnezeu și totuși el a ales, el, Lucifer, prin libertatea lui, că asta este minunea creației lui Dumnezeu, că el ne-a făcut liberi să alegem, să gândim și să fim ceea ce dorim să fim. Și atunci dacă omul dorește să fie asemenea unui diavol fără Dumnezeu, că asta este singura diferență între om și diavol, este că diavolul nu-l mai vrea pe Dumnezeu. Omul când se leapădă de Dumnezeu și nu-l mai vrea pe Dumnezeu, devine diavol. Adică devine cel rău. Pentru că fără bine devii automat lipsit de bine. Atunci ești rău, că e un silogism. Descentrat, sfâșiat în lipsa prezenței lui Dumnezeu. Și atunci răspunsul e foarte simplu. Nimeni nu-i face pe oameni răi, alminter decât ei înșiși. Dacă să ne gândim așa, totul e relativ. Răul este în accepțiunea noastră. Într-o logică a terțului inclus de care vorbea Bastrap Niculescu, nu poate exista rău sau bine. Totul e transcendent. Există o zonă neutră
în zonă neutră, spunea, există o carte, ucenicul și biograful părintele Serafim Roze, ieromonahul Damaskin Christensen, o carte, Hristos veșnicul Tao, un tratat, apropo de sinologie, 550 de pagini, un tratat uriaș. Serafim Roze, reprezentantul bisericii ruse din diaspora, un eminent, și acesta care ucenicului. El înainte duse doctoratul în sinologie, cerceta cultura civilizația chineză. L-a ajutat foarte mult și a reușit, fiind un trăitor, el cetățean american, dar naționalitate daneză, deci dac nostru, a reușit, a experimentat isihasm, ortodoxia autentică, și în același timp a comparat, ca anterior studiase civilizația chineză, aceste reverberații din antichitatea chineză și a observat similitudini extraordinare. Trăirea pe care el a avut-o în ortodoxia pură, clară, isihastă, nu a fost deloc contaminată sau bulversată de experiențele, să zicem, mistice sau cognitive ale Chinei, ale tradițiilor chinezești. Din potrivă, le completa, se simțea familiar. Și spunea Hristos veșnicul Tao că sunt patru lucruri fundamentale, importante pe pământ. E Dumnezeu, e cerul, pământul, Dumnezeul care le-a creat și omul care leagă între ele. Deci omul este unul din cele patru elemente, aproape cele patru elemente, și având simbolistica cu patru, patru vede, patru evanghelii, sunt patru puncte în tot timpul când avem acesta și în simbolurile dacice cu patru puncte care sunt scrise pe ie, sunt desenate. Astea sunt cele patru elemente, le găsim la chineși și explică clar Dumnezeu, cerul, pământul și omul care leagă acestea două. Da, putem prin întuneric, de exemplu, să găsim pe Dumnezeu. Foarte mulți sataniști. Păi, dar avem în istoria Sfinților, Sfântul Ciprian, nu? Vrăjitor, sigur. Mare vrăjitor, dar Sfântul Apostol Pavel miții mierlea pe creștini cum miții prindea. Și în istoria și în trecutul marilor sfinți găsim... Și cel mai mare prigonitor al creștinătății pe vremea aia era Sfântul Apostol Pavel. David, saltistul David, un comportament absolut îngrozitor. Sfântul Constantin cel Mare, da, și-a omorât copilul, soția, dar înțelegeți, în istoria, că spune foarte frumos părintele Asenie Boca, parcă în istoria fiecărui sfânt vei găsi un păcătos și în viitorul fiecărui păcătos poți găsi un sfânt. Și atunci, aici e, parcă emisiunea trecută vorbisem despre căldicel versus cald sau rece. În patima omului de a greși, patima însă și-l face viu. Omul care n-are nicio patimă, omul care n-are nicio emoție, omul care este neutru în toate, rece în toate, detașat de toate... Deja mort. E mort. E ca un pește fără lichid. E degeaba. E ca un smochin care nu mai face smochine. Că de-aia și Iisus, vedeți, trecând pe lângă un smochin care nu mai rodea de mult, îl usucă de tot. Și atunci... Chiar dacă suntem pătimași, chiar dacă greșim, chiar dacă avem o râvnă în a greși, râvna asta ne face totuși să fim într-o anumită dinamică. Iar chiar și pe o dinamică a răului, Dumnezeu găsește care să comunice cu tine pentru că tu ești viu, te miști, te miști greșit, ești într-o direcție greșită, ești fundamental pe cărări, departe de adevăr, dar ești în mișcare, fiind viu și Dumnezeu fiind viu, poate vorbi cu tine. Dar dacă tu deja ești mort, și Dumnezeu fiind viu, cum să ne mai înțelegem? Da, aici vine o întrebare... Da, cu erezia. Să nu fie orgoliu. Absolut cutremurătoare e așa. Ok, aici, apropo de timp, ești, viața umană a noastră este scurtă. Poftim, ai cât trăiești, 60-90 de ani sau cât trăiești. Păi dacă un om, asta e obișnuința lui, nu e nici fierbinte, nici foarte rece, nici împoie, e călduț. Înțeleg că el când trece în lumea cealaltă, din moment ce dacă nu există reîncarnare, nu există nimic, păi omul ăla, ce se întâmplă în eternitate cu el? Confruntă cu demonii lui, e călduț de frici. Fricile îl țin călduț. Păi ce șanse îi se mai dă? Sau nu îi se mai dă nicio șansă? Sau ce se întâmplă că cu el? Vedem vămile văzducului, vedem aici, e o întreagă radiografie a trecerii adică omului. Adică viața nu se termină aici. Viața nu se termină acolo, dar știți cum e? E vorba, Dumnezeu nu judecă omul nici după faptele sale, nici după religia sa, nici după filozofia sa, nici după apartenența sau neapartenența la un cult sau la o teologie oarecare, ci după cantitatea de dragoste, iubire, da, atât, și de prietenie
pe care omul respectiv a reprezentat-o în lume. Și atunci, dacă într-unul care a fost, domne, călduț toată viața lui, da o secundă, o clipă, a iubit cu adevărat o fată, un băiat, o pisică, adică a iubit ceva cu atât de multă intensitate cât a uitat de sine, s-a uitat pe sine pentru o secundă într-o contemplare sau într-un sentiment, Iubire nu hormoni. Înțeleg mai bine referința lui Hristos, mult ai greșit, dar multe ți se vor ierta că mult ai iubit. Exact, aia este. Deci asta este șansa noastră, indiferent ce ai făcut, este o șansă. Păcătoase, nu, care își trăia viața într-un bordel toată viața, nu, și spune, nu, că mult ai mai iubit. Ai iubit, destinația iubirii a fost greșită, dar era iubire acolo. Și multe ți se vor ierta pentru că mult ai iubit? Da. Mama, sunt de fanuri, deci era... Ține ți se vor ierta pentru că puțin ai iubit, multe este ți alchimia vieții, este calea scăpării noastre, indiferent ce am făcut, ce n-am făcut. Iubirea e ultima formă. Da, e ultimul o etapă asta, ca să zic, iubire, sunt trei anterioare. Trebuie să ai viață. Sunt patru daruri care au o logică, trebuie să fie într-o anumită ordine. Prima este viața, e un dar divin, viața, e un dar, e clar că nu ne dăm singur viața. Păi sufletul, iar sufletul nu ne facem singuri. Apoi este credința, e un dar de vin, cred, Doamne, ajută-ne credințe mele, de sunt oameni care vor să creadă și nu reușesc, vor, cred, înțeleg că trebuie să creadă, dar nu pot, e un dar, îl primești când consideri Dumnezeu. Și ultimul este iubirea. Ultimul dar. Deci nu poți vorbi de iubire dacă n-ai viață, n-ai suflet în tine și n-ai credință. Credința îți dă o anumită forță interioară, iubirea nobilă. Este ca ultima, care se dă ultimul grad unui cavaler. Întâi trebuie să fii nobilat ca să poți să primești ultimul grad de conte, de lord în prezența divină. Pentru că e vorba de forța interioară, aceea care îți dă capacitatea de a susține iubirea. Iubirea, până la urmă, și științific vorbind, este o bulversare energetică fabuloasă. Trebuie să suporți niște energii colosale în corpul tău. Deci, până la urmă, și fizic trebuie să fii într-un fel anume să suporți iubirea. Iubirea este o energie care te topește. Te topește. Și asta, ce spunea fericitul Augustin, iubește și fă ce vrei. Păi, dar nu e libertinaj. Dar în momentul în care ai iubit cum trebuie și cum vrea Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, în clipa aceea, ceea ce vrei tu este exact ce vrea Dumnezeu. Când iubirea față de Dumnezeu cosmică pe care o ai în clipa aceea, ești inclus, ești îmbrăcat de prezența lui Dumnezeu și ceea ce vrei tu vrea Dumnezeu. Adică noi ne îndumnezeim iubind. Da, absolut. Așa. E forma maximă, absolută de sfințenie. Definiția sfințeniei este iubirea pe care o poate cuprinde omul. Aia este sfințenia. Cât de mult iubești, atât de sfânt ești. Deci nu gnoza îl va mântui pe om, că gnoza l-a pierdut, ci iubirea îl resetează și îl readuce pe om acasă. Da. Nu cunoașterea, l-a pierdut pe om. Revenim cu o treaptă, o etapă în urmă. Mulți fac confuzii între credință și credințe. Credințele acestea care construiesc ziduri, tu stai într-o casă, într-o închisoare care ție dragă. Că ai construit-o tu, cu credințele tale. Fiecare cărămidă de acolo, așa crezi tu. Dar cum faci să îndepărtezi credințele ca să ajungi la credință? Ducându-te în primul rând la sursă. Dacă ești budist, citește ce a spus Buddha. Dacă ești hindus, citește Vede, Upanishade, Ramayane și așa mai departe. Dacă ești musulman, citește Coranul. Dacă ești creștin, păi așa citește se spune, Vechi creștinii și Noul trăiesc Testament. O viață, budiștii se reîncarnează, fiecare... Știu, cum e? Noi toți aparținem... E loc pentru toți. Noi cu toții aparținem unor tradiții și unor neamuri. Noi suntem neamurile, toți suntem neamurile. Nu? Adică neamul în limba română are și semnificația de rude. Deci suntem rude cu toți între noi. Acum Dumnezeu fiecăruia dintre neamuri i s-a revelat într-o cheie anume. Revelația care e universală și închide și împlinește toate celelalte revelații este Iisus Hristos. De aceea Iisus Hristos este cheia, e cuvântul pierdut, adică este cheia, este parola care dă sens și taoismului, și budismului, și confucianismului, și hinduismului, și oricăreia dintre religiile vechiului legământ al lui Dumnezeu cu omul, adică de la Noe până la Isus, cheia de boltă este însuși cuvântul lui Dumnezeu care se întrupează, care este universal. De aceea noi prima dată trebuie să înțelegem
că Dumnezeu nu poate fi confiscat și ținut nici într-o statuie, că de-aia idolatriile și iconografiile în general în tradiția semitică nu sunt foarte acceptabile. De ce? Pentru că tu nu poți să-l ții captiv pe Dumnezeu nici într-o formă, nici într-un templu. Sunt doar proiecții. Și atunci Dumnezeu este undă și particulă și El. Este și aici și acolo. Este și nu este. Adică e... Adică poate fi doar trăit, da, în trăit, nu gândit. Și atunci, da, e atât de complex și în același timp atât de simplu Dumnezeu, încât mintea omenească, dialectic cum e ea construită, nu îl poate cuprinde pe Dumnezeu. Pentru că există 50% nu există Dumnezeu, există 50% există Dumnezeu în mintea omenească. Pe când în suflet nu mai există dubiu. În momentul în care te izbește iubirea aia care te topește, îți crapă carnea pe tine de iubire, da, îți explodează fiecare celulă ca un vulcan, ți s-au aprins călcâiele, cum spune țăranul român, de iubire, aia nu mai poate fi dialectică. Așa se explică și de ce toți sfinții, toți adevărații sfinți, nu contează din ce tradiție, iubesc atât de mult oamenii și văd tot ce e mai bun în orice păcătos. Tot ce e viu, și insectele. Și sunt ființe care sunt total disponibili, adică au disponibilitate față de fiecare om care intră în contact cu el. E viu, prezent acolo, pentru tine. Pentru că iubirea nu judecă pe nimeni. De asta Iisus Hristos a spus: eu nu am venit să judec lumea, eu am venit să o mântuiesc. Pentru că noi în momentul în care începem să judecăm orice, ne depărtăm de iubire. Pentru că iubirea este pentru vrăjmași. Degeaba îl iubiți pe cel care vă iubește, nu? Iubiți-vă vrăjmașul, spune Iisus, ca și testament pentru noi toți. Și atunci noi în momentul în care, cum ai spus tu foarte frumos, ne deschidem într-atât încât oricine, orice formă de viață, orice creație a lui Dumnezeu are sensul, logoiul, cum spune grecul, adică rațiunea din spatele lucrurilor. Adică fiecare lucru, fiecare obiect, fiecare ființă are o rațiune de a fi. Cum mașina are rațiunea să te ducă din punctul A în punctul B, cum paharul are rațiunea să primească atâta cantitate de... Deci iubirea e un vehicul. E mai mult decât... E tot. Știi cum e? E ca marea. Tu poți să te înoți într-o... E și un vehicul, e și finalul... E Dumnezeu, e forma de manifestare. Tu poți să înoți într-o baltă, poți să înoți într-o piscină, poți să înoți într-un râu sau poți să înoți în oceanul nesfârșit. E, dragostea este apa care umple și piscina și oceanul nesfârșit și ligheanul. Adică și... din tot ceea ce suntem și ce avem noi, restul se vor destructura. Da. Dar noi percepându-ne pe noi, percepând iubirea din noi, noi percepem eternitatea, noi rămânem în eternitate. Doar așa. Păi dacă dragoste nu e, nimic nu e. Dragi prieteni, trebuie să încheiem aici pentru că s-a încheiat emisiunea. Mulțumim din suflet invitaților. Vă urăm toate cele bune, multă sănătate, multă iubire, multă înțelepciune și tot ce vă puteți dori. La mulți ani, sărbători fericite! Toate cele bune, Doamne ajută! Doamne ajută! Trăim într-o lume modernă, tot mai tehnologizată, în care din ce în ce mai mulți oameni preferă mediile urbane, ce oferă locuri de muncă mai bune și un mod de viață mai confortabil, dar și unde pericolele pentru sănătate sunt întâlnite la tot pasul. Arhitectura modernă și clădirile înalte împiedică ventilația naturală a străzilor, ceea ce duce la stagnarea și încălzirea aerului. Iar numărul tot mai mare de autovehicule și întreprinderi contaminează mediul cu noxe nocive. Chiar și locuind la etajele superioare, deschizând zilnic ferestrele pentru aerisire, în loc de aer curat, locuințele se umplu cu smogul mortal. Aparatele de aer condiționat și sistemele centralizate de ventilație agravează situația și mai rău. Fără o întreținere corectă, devin mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, alergenilor și sporilor de mucegai, care, odată cu fluxul de aer, sunt răspândite în întreaga încăpere. Dar aceasta nu este singura amenințare la adresa sănătății noastre. Produsele alimentare din supermarketuri conțin o mulțime de chimicale nocive. Legumele și fructele crescute intensiv sunt pline de erbicide și pesticide. Iar carnea de pui, porc, vită și pește conține hormoni artificiali de creștere și antibiotice, care nu se elimină nici după fierbere. De asemenea, se știe că apa de la robinet nu este potabilă și prezintă pericole pentru sănătate.
Mirosul neplăcut și gustul metalic sunt rezultatul conținutului ridicat de clor și particole de rugină, desprinse de pe țevile de alimentare. Astfel, apa, sursa esențială a vieții, devine cauza principală a îmbolnăvirilor, alergiilor și îmbătrânirii premature a organismului. Astăzi, viața oamenilor depinde în totalitate de orașe, dar cum ne putem proteja noi și pe cei dragi de toate aceste pericole? Soluția există! Immunocub, cel mai performant sistem de purificare a aerului, a apei și a alimentelor la ora actuală. Cu Immunocub totul este simplu. Îl conectați la rețea și apăsați pe buton. În doar 15 minute veți respira un aer curat ca cel de munte, veți bea o apă pură ca de izvor și veți consuma alimente bio-sănătoase. Immunocub este un sistem unic care folosește principiile geniale, ecologice și sigure, împrumutate direct de la natură. Spre deosebire de alte aparate, Immunocub nu suflă aer prin cartușe, ci generează impulsuri de înaltă frecvență care neutralizează compușii dăunători de la nivel molecular prin descompunerea lor în particule inofensive. Immunocub este cel mai puternic purificator de pe piață. Acoperă o suprafață de până la 90 de metri pătrați și consumă doar 10 W pe zi. Immunocub este singurul dispozitiv care elimină complet erbicidele, pesticidele, hormonii de creștere și antibioticele din alimente. Immunocub purifică rapid apa din rețea, elimină în totalitate clorul, metalele grele, culoarea și mirosurile neplăcute. Distruge bacteriile și virusii, o saturează cu oxigen, o alcalinizează și o face plăcută la gust. Immunocub este singurul aparat garantat 10 ani. Nu folosește cartușe, nu are consumabile și nu necesită întreținere. Cu Immunocub veți respira aer curat și veți îmbunătăți funcționarea plămânilor. Veți bea apă pură și veți îmbunătăți funcționarea rinichilor. Veți consuma alimente sănătoase și veți îmbunătăți funcționarea ficatului. Veți simți o explozie de energie. Sănătatea dumneavoastră se va îmbunătăți vizibil, iar imaginea din oglindă vă va bucura în fiecare zi. Cel mai important lucru în viață este sănătatea. Și asta contează cel mai mult.